Familie Iacovici, tata domiciale Radu Vulpe, a fost coleg, dacă se aude, a fost coleg cu părintele meu și biografia domiciale mă face și opera, mai ales, mă face să cred că pierderea este nesfârșită, este fără măsură și greu va fi înlocuită de altcineva. V-aș ruga să păstăm o minut de reculegere în amintirea dumneavoastră. Aș dori să aduc mulțumiri unor prezențe și încep cu cel care l-am cunoscut într-o delegație parlamentară în 91, domnul Mircea Duc. Aș vrea să îi aduc un omagiu, să-i mulțumesc pentru mai mult pentru participarea îndelungată și constantă. Și pentru cei tineri am putea să fie un exemplu ce înseamnă consecvență politică, mai ales când e vorba de țara ta. Mulțumim pentru ce să vă mai mărturisesc acum. Adevărul este că sunt emoționat de nu numai de număr, dar și de calitate. Analiști politici, diplomați, cercetători, reprezentanți asociațiilor. Și am o datorie, am pronunțat pentru o prezență a familiei Halipa, pe doamna Veronica și, dacă cumva, sosit și doamna Anca Pădurau. De asemenea, din partea familiei Pelivan, doamna Ileana Pelivan, Piciulescu. Aș dori iarăși să mulțumesc în timp celor ce au avut o atenție chiar distributivă, în sensul de a fi de toate etapele acestea, care au început din 1812 și s-au sfârșit încă fără sfârșit. Nu știu în ce măsură se poate spune că această problemă, aceste discuții pe care le avem, vor avea și un sfârșit. Cel pe care îl dorim noi, cel care este legal, cel care este mai mult decât convingător, nu numai pentru noi, dar și pentru cei care
au aflat o parte din trupul acestei țări, o provincie mare, frumoasă, a fost ruptă odată pentru un tratat salabonic. Imperiul Otoman avea dreptul să pună în discuție, nu? Zălugirea acestei provincii, cât și cea dată fatidică din 40, în care s-a profitat și iarăși am pierdut două teritorii cu populație majoritară românească. Tema noastră se leagă de controversele româno-sovietice în planul istoriografiei și al politicii internaționale în timpul războiului rece. Pe urmă vom trece la lansarea celor două cărți pe care vi le-aș recomanda, de altfel recomandările mele sunt absolut inutile, dar cel puțin le semnalez. Și poate câteva cuvinte, cam timpul mi s-a epuizat ca prezentator, să spun câteva cuvinte de ce a însemnat, nu mai e cazul să vă spun dumneavoastră, istorice în general, dacă am avut o politică externă imediat după 6 martie. Trebuie să purtăm în discuțiile noastre un spirit cât se poate de obiectiv. Adică să punem deoparte bilele albe decât cele negre. Vom veni chiar și mai aproape. Vom vedea cum cineva care a fost poftit la Casa Albă sub aceeași umbrelă, început să ploaie, nu? Cu președintele Americii, sau a fost climat cu caleașca regală pe de-a lungul Tamisii, a sfârșit atât de lamentabil într-o curte a unei unități militare din Târgoviște. Poate și aici ar trebui, în final, cineva să încerce, și cărțile sunt mai mult decât lămuritoare, sunt documentate, nu? Dar s-ar putea spune și alte momente pe care eu personal le acord o deosebită importanță, defecțiunea generalului Pacepa și o intensă propagandă susținută de cei care nu doreau, nu? Chiar din preajma noastră, care nu doreau ca România să-și păstreze o autoritate, să-și păstreze un prestigiu, chiar o scurtă de reprezentare în acest Balcan Iosif. Aș vrea acum să... N-are voi interveni când vede de cuvință și cu aprobarea dumneavoastră, firesc. Aș vrea acum să intrăm în tema. Și rog pe domnul Buga, pe domnul profesor Buga, deja să înceapă să ofere, să zic, celor chemați, celor sosiți și celor îndrătuiți să vorbească. Da, bună ziua tuturor, mulțumim foarte mult, nu ne-am așteptat să vină atâta lume. Am încercat să ne pregătim, dar astea sunt condițiile institutului nostru și aș dori ca în numele echipei Centrului de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantin Iu să vă salut cu toată căldura, atât de istorici, politologi, diplomați de seamă. Am invitat persoane care au fost implicate în toată perioada aceasta pe care o tratăm în cele două volume. Salutăm cu toată căldura prezența reprezentanților, dacă am înțeles, Ambasada Republicii Moldova la București și Ambasada Federației Ruse la București. Tocmai ca să nu
profitam de amabilitatea dumneavoastră, e și așa foarte cald. Eu aș da cuvântul domnului profesor Leșac Dr. Ioan Scurtu să refere la această temă. O să-i rog și pe ceilalți vorbitori pe care îi cunoașteți să restrângem la 10 minute fiecare intervenție, pentru ca, eu știu dacă vor mai fi completar din sală, să putem să intervenim. Vă mulțumesc, domnul profesor, vă rog. Vă mulțumesc. Sigur, o prezență atât de numeroasă și selectă și timpul oferit de 10 minute, cred că este generos. Eu mi-am pregătit un text, am constatat că are 12 pagini și mă gândeam, venind încoace, că dacă l-aș citi, ar fi interesant, așa, ca timp. Vreo jumătate de oră măcar. Dar, sigur, nu aceasta este chestiunea. În primul rând vreau să spun că dacă ne referim la prima carte, deci ar fi cartea dumneavoastră. Da? Cu domnul Constantin începem. Bine. Da. Deci, domnul Constantin, care a fost student și care s-a lansat în lumea științifică într-o lucrare colectivă pe care a coordonat-o la Facultatea de Istorie, Universității din București, când era dânsul student, s-a ocupat în ultimii ani foarte stăruitor de istoria Basarabiei și îndeosebi relațiile româno-sovietice cu referire specială la Basarabia, aceasta fiind și teza sa de doctor. Așa încât lucrarea de față este în fond o aprofundare a unei teme pe care dânsul a cercetat-o de-a lungul timpului și unde are, aș zice, o prioritate certă. Și aș vrea să fac doar câteva comentarii. În primul rând, problema aceasta a Basarabiei pornește de la notele ultimative sovietice din 26 și 28 iunie 1940, care au fost confirmate de mari aliați democrați, Statele Unite și Marea Britanie, prin Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944 și prin Tratatul de Pace din 10 februarie 1947. Mai mult decât atât, s-au confirmat și celelalte teritorii care nu erau prevăzute în pactul Molotov-Ribbentrop, respectiv Nordul Bucovinei și Ținutul Herța. Ca atare, cel puțin în ce mă privește, socotesc că marile state democratice au confirmat pactul realizat de cei doi dictatori, Stalin și Hitler, iar consecințele se văd și astăzi. A doua chestiune pe care aș vrea să o subliniez este că problema Basarabiei a fost interzisă a fi abordată în România, vreme îndelungată. Eu însumi, ca student la curs, ascultam că Armata Regală Română a cotropit Basarabia, pe care a tratat-o ca o colonie. Și de abia târziu, după 1960, a început să se spună câte ceva despre Basarabia, care ar fi avut și ceva elemente românești. Se menționau unele descoperiri arheologice care s-au făcut și pe teritoriul Basarabiei și apoi unele colaborări româno-ruse în care intrau și teritoriile Basarabiei și nordului Bucovinei.
Aș putea să povestesc multe despre cum s-a ajuns totuși ca până la urmă să se scrie despre unirea Basarabiei cu România. Aș da doar două exemple. Când am dat la publicare teza de doctorat intitulată Istoria Partidului Țărănesc, 1918-1926, scrisesem acolo că în 1921 Partidul Țărănesc din Regat a fuzionat cu Partidul Țărănesc din Basarabia. La cenzura, teoretic cenzura se desfința, să de a continua să funcționeze și a continuat până în 1929, de fapt. Mi s-a spus atunci, era în 1974, că nu este îngăduit să se scrie Basarabia. Și să găsesc o formulă. Nu eram pregătit, dar acel domn de la cenzură, care s-a recomandat a se numi Ionescu, poate chiar așa se numea, mi-a sugerat să spun teritoriul dintre Prut și Nistru. Și în lucrare a apărut Partidul Țărănesc de Vechiul Regat a fuzionat cu Partidul Țărănesc din teritoriul dintre Prut și Nistru. Evident, lumea știa despre ce este vorba. Al doilea exemplu, în 1979, împreună cu alți colegi de la Catedra de Istoria României, am convenit să elaborăm un manual universitar de istoria românilor. Perioada contemporană, 1918 până la zi. O cunoștință îmi adusese cu câțiva ani în urmă o revistă din Franța, unde exista publicat Pactul Molotov-Ribbentrop, inclusiv anexa secretă. Am arătat revista respectivă coordonatorului de lucrare, profesor Aron Petric. Dânsul a fost de acord să introducă în lucrare prevederea din anexa secretă. Lucrarea a fost ținută vreo 3 ani la secția propagandă. Dar Aron Petric, fiind prorector la Academia Ștefan Gheorghiu și sigur având și dânsul niște relații, a reușit până la urmă să obțină publicarea în 1981 a acestui document, care a văzut pentru prima dată lumina tiparilor în România. Făceam parte din Comisia Ministerului Învățământului, care analiza istoria României în manualele școlare din alte țări. Și la o discuție cu colegii din Polonia, am constatat un lucru foarte interesant. În manualul lor de clasa 12 se scria că în manualele din România se spune că la 23 august 1939 s-ar fi semnat un pact între Germania și Uniunea Sovietică, care ar avea o anexă secretă. Deci nu dânsii sunt de vină că fac o asemenea afirmație, ci românii care spun acest lucru. Sigur că în timp, după 1989, îndeosebi, s-a putut publica, s-a putut scrie din belșug și sunt foarte bucuros, domnul prim-ministru Druck spunea că istoricii și-au făcut datoria și eu cred acest lucru în ce privește istoria Basarabiei și astăzi cred că puțini sunt cei care nu cunosc istoria acestui teritoriu românesc. Eu aș face totuși câteva mici precizări. În primul rând că Basarabia nu este ceea ce reprezintă astăzi Republica Moldova. Ea nu are ieșire la mare, nu? Ce spunea Ștefan cel Mare, cheia Moldovei, da? Cetățile de la mare, și este privată de posibilitatea muntelui prin detașarea județului Hotin. Și ca urmare, zic eu, noi ar trebui să fim un pic mai grijulii când vorbim de
Republica Moldova și Basarabia, repet, nu e același lucru, și sigur să condamnăm în continuare pactul Molotov-Ribbentrop, dar să ne aducem aminte că totuși acesta a fost confirmat de mai noștri aliați de astăzi și că, de fapt, acele teritorii care nu mai fac parte din România și nici chiar de Republica Moldova nu mai aparțin Federației Ruse, URSS-ului, cum era și succesoarea Federației Ruse, ci alte țări. De aceea zic eu că, dincolo de exigențele politice ale momentului, noi să milităm totuși pentru adevărul istoric, chiar în condițiile în care, iată, Ministerul Educației totuși propune să se scoată istoria de școală. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul profesor, și îmi cer scuze că, mă rog, n-aș luat-o jumătate chiar cu 10 minute fix, dar eu știu că sunteți extrem de exigent și asta nu vă împiedică și nici pe dumneavoastră și pe ceilalți să interveniți ulterior, pentru că probabil va fi nevoie. Însă, socotesc datoria mea și un semn de politețe, este pentru prima oară în incinta acestui institut, ambasadorul istorilor și plenipotențial al Republicii Moldova la București, domnul Mihai Gribincean, salutăm cu toată căldura. Domnul Emil Jacotă, ministru consilier, care în mod obișnuit participă la manifestările Centrului de Studii Ruse și Sovietice. Pentru că suntem pe tematica primului volum, am să-l rog pe domnul prim-ministru Mircea Druc să ia cuvântul și eu o rugăminte, pentru că sper că n-am indus lumea în eroare, am dorit să se, ca în cuvântări, mă refer la partea la ceilalți colegi, să se refere în general la politica și la politica externă a României pe în anii războiilor rece. Domnul prim-ministru, vă rog. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment. Pentru mine este un mare eveniment, eveniment și civic, eveniment cultural, eveniment de suflet. Pentru noi, românii din teritoriile înstrăinate, basarabeni, nord-bucovineni, herțeni și transnistreni, și în special cei care au făcut parte din mișcarea de rezistență, pe care noi am numit-o Mișcare de Liberare Națională, în care eu, la care eu am aderat la vârstă de 19 ani, 1959. Tot ce faceți dumneavoastră, aceste două cărți, și a dumneavoastră, domnul Constantin, și cărțile dumneavoastră, sunt de mare folos pentru noi, din cauza că ne ordonează memoria, ne disciplinează, ne dăm seama prin ce am trecut, și putem, poate, ca să răspundem mai bine sau să înțelegem mai bine ce se întâmplă astăzi. Deci valoarea cărții dumneavoastră, din punctul meu de vedere, este foarte și foarte actuală. Vă spun un om care a trăit procesul de deznaționalizare agresivă și silențioasă după 1944. Pentru mine, subiectiv, e important că m-am născut la 25 iulie 1941, exact în ziua când armatele conduse de mareșalul, de liderul statului român de atunci, au eliberat teritoriile răpite. Semnificativ. În acea zi. Dar din 1944 a început altă etapă și am trăit ceea ce noi sunt numiți stalinizarea și destalinizarea. Am trăit dezghețul hrușovist. Am trăit brejnevismul. Fac o paranteză. Dacă mă întreabă cineva subiectiv, când ai fost cel mai diferit, domnul Druc, zic în epoca, relativ, în dezghețul lui Hrușov am fost un piculeț fericit și am argumentele mele de ce. Și trist de tot, și cea mai cruntă perioadă din istoria noastră a fost stagnarea brejnevistă,
Cred că cei mai buni ani din viață a generației mele, noi, cei care am supraviețuit războiul, foamea, deportările și celelalte, am terminat facultățile cam pe la 1961, 62, 63, 64. Și atunci a venit Brejnev și a început ceea ce începe acest războiul sau confruntarea totală a cerbă cu România. Vreau să-i ziceți războiul rece. Dar acum noi trăim un război informațional psihologic, care este tot atât de... Deci războiul rece parcă îmi pare mai blând, fiindcă nu știi, toată lumea războiul rece și care erau mecanismele. Dar acum le simțim ce se întâmplă cu tot arsenalul războiului informațional psihologic care s-a declanșat cu furie nemaipomenită acum, mai ales după ce au început evenimentele dintre Rusia și Ucraina și ceea ce trăim astăzi. Am citit lucrările dumneavoastră și a dumneavoastră, domnul profesor, le cunosc, dar îmi pare că asta este o sinteză, o cununare, este o punere la punct și vor fi pentru studenți și pentru oameni care se interesează de mare folos. Adică dumneavoastră zic că dacă n-ați fi scris nimic și ați scris mai asta carte, eu tot v-aș venera și v-aș aprecia foarte mult, domnul Constantin și dumneavoastră, domnul Bunga, pentru tot, pentru aceste lucrări care ne servesc nouă celor din teritoriile înstrăinate. Ați făcut foarte bine că ați adus în curaj, vorbiți în această carte. Am impresia că au dispărut barierele. Că totdeauna am perceput militanții, inclusiv politici, cercetătorii de la București, că au o barieră. Adică chiar ziceam uneori că dumneavoastră vă temeți de ruși mai tare decât noi. Dumneavoastră sunteți mai comuniști decât noi. Și tot așa, și tot așa. Ei, acum, citind aceste cărți, mă înviorez, am sentimentul, uite, că și frații mei de dreapta prunului se eliberează de acest complex. Nu vă temeți. Istoria merge înainte, lucrurile se repetă necruțător. Generația care vine, noi când discutăm cărțile ce a fost, alții se gândesc ce au de făcut astăzi, mâine, până în 1918 și de acum încolo. Mi-a părut foarte bine și dumneavoastră, cu sinceritate, spuneți, oare de ce se îngrijorau sovieticii că nu era așa de periculoasă România? Adică făceau prea mare tantam. Prea mare tantam. Ei, vă explic eu de ce. Niciodată Kremlinul, niciodată Kievul, niciodată nu s-a temut că România va lua Basarabia. Fiindcă Basarabia, Republica Moldova, Republica Autonomă Moldovenească, și tot ce s-a făcut cu un singur scop, ca să luăm toată România, să dezmembrăm România. Și acum, vedeți nota recentă a purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe la Moscova, că România uită istoria, că România, nu știu dacă sunteți la curent, că a fost o replică, cum zic de acest. Ei, cu litere mari, în ghilimele, nu au renunțat la ideea, la planul și la posibilitatea de dezagregare în continuare a României după modelul iugoslav. De aceea, noi nu putem admite ce se întâmplă acum la Chișinău, nu putem admite ce se întâmplă acum la București și de aceea se agită toată lumea din cauza că proiectul încă rămâne în vigoare și mai speră să îl ducă la bun sfârșit. Mi-ar fi plăcut, ca să luăm din puncte, să discutăm, să facem o dezbatere fenomenologică. Sunt atâtea lucruri curioase care în carte și studenții, tineretul sau oameni care le-au trăit ar putea pune întrebări. De exemplu, mobilizarea totală și de ce nu s-a intrat cu trupele și prin România în 1968, în august. Ar fi fost foarte interesant să vă întreb eu pe dumneavoastră. Vorbiți despre și cu asta, probabil că aici am să punctez și am să mă opresc, pentru că aș putea să vorbesc ori întregi. Vorbiți despre... Noi îi spuneam Balșaia Stirca. Cine știe rusește, știe ce înseamnă.
curățenie generală. Dumneavoastră îi ziceți profilaxia. Tot ce s-a început după 1969, după evenimentul din Cehoslovacia, la Chișinău, dar același lucru, nu numai Republica Moldova a devenit patronul luptii contra României, dar și Chievul, Cernăuțul. Eu am fost martor ocular cum s-a format radio la Chiev și ce secția de la Cernăuț pentru a lupta contra, așa zis, naționalismul românesc și contra Ceaușescu și devierilor și așa mai departe. Deci, această deznaționalizare, această ofensivă pornită la Chișinău, a fost condusă de o persoană, nu am să iei numai rase, toți istoricii, dar ea era dirijată și condusă de către prim secretarul ideologiei, Piotr Kirilus Lucinski. Ei, și cu asta întrebarea, cine putea să-și imagineze că acel om care a condus toată operațiunea distrugătoare a intelectualității, în 1997 avea să fie decorat cu cea mai înaltă decorație, distincție a statului român, Steaua României. Mă refer la Petru Lucinski. Deci asta e o chestie care vor istorici și ceva de acest paradox o să le explicați. Adică toți cei care au stat în gulag, toți cei care au suferit toate etapele astea pe care le descris dumneavoastră, au rămas în anonimat și eu sufăr foarte mult că mulți dintre ei, din colegii mei, nu mai sunt în viață. Și acest om la București, cine l-a decorat cu Steaua României? Pe cel care a fost ideologul breșnevismului, ideologul podiulismului, care a fost Suslova Basarabiei sau Republicii Moldova. Ei, istoricii și-au făcut datoria. În 90 speram, oare fără ce să îngroape și să valorifice arhivele. Regret un singur lucru. În 90 a venit fratele meu care este cineast și a spus că colegii lui de cinematografie ar putea să ofere România în schimb a 5.000 de dolari câte o copie a tot ce este într-o localitate din Moscova, video. Deci arhiva video. Fiindcă sovieticii au capturat în toată Europa toate cronicile din timpul războiului și ce a urmat după aceea. Deci era o bogăție nemaipomenită. Și dacă vă interesează, zice, Mircea, spune la București, eu știu că tu nu ai bani. Poate dacă le plătim, ei ne fac copii absolut tot ce există în arhiva aceasta sovietică video legat de Basarabia, de Bucovina și așa mai departe. Deci istoricii și-au făcut datoria, acum să-și facă datoria și politicienii și eu am mare încredere că generația tânără își va face datoria în condiții ceva mai avantajoase decât a fost generația mea. Vă mulțumesc! De ministru. O să rugăm pe domnul general Ioan Tateș, că suntem la aceeași tematică. Ce face? Încep cu ultima frază a domnului prim-ministru. Generația tânără își va face datoria. Mă uit aici. Dacă e vorba așa, înseamnă că va trebui să mai gândim. Și va trebui categoric să continuăm noi. Nu știu dacă chiar e bine să continuăm numai noi. Sau sunt sigur că să continuăm numai noi nu e bine. Ci ar trebui să facem cumva ca această generație tânără să înțeleagă despre ce este vorba sau de ce ar fi necesar nu numai o deschidere spre vest, ci și o deschidere spre est, cu toate moștenirile sale. Pentru că și în est există ceva care mișcă. Ceva care încearcă să abordeze într-o altă perspectivă lumea aceasta, pentru că își dă seama că nu mai are materialul uman pregătit pentru ceea ce, până la un moment dat, a fost doctrină, a fost ideologie și a fost forță. Dar, dacă nu facem nicio mișcare,
domnul Druga ar putea să spună ceva aici și din perioada în care noi ne cunoșteam foarte bine. Și ar putea să spună despre momentele acelea din 90, 91, 92, în care la București făceam demonstrațiile acelea spre ambasada sovietică încă și care erau filmate, trecute prin formule din acestea, de difuzare în Occident. Filiera era Intartasu și apoi se trecea prin două televiziuni, una de la Budapesta, alta din Germania, se aruncau în Statele Unite și de acolo erau prezentați acești naționaliști români, criminali, care vor să schimbe frontierele. Acum, iertați-mă, fac doar o paranteză, pentru că cele 10 minute e clar. Deci, noi vorbim despre România și Basarabia, nu vorbim despre Basarabia aceea de pe la după Ștefan cel Mare, nu? Sau Mircea. Mircea și Ștefan cel Mare. Vorbim despre un alt teritoriu. Și dacă ținem cont, ar fi și numai atâta, dacă ținem cont de faptul că Hotinul și sudul teritoriului dintre Prut și Nistru se află în componența actuală politico-geografică, atunci trebuie să ținem cont că și ce se află la est de Nistru nu aparținea teritoriului. Dar nu facem noi astfel de discuții acum și aici. Și cred că totuși ar trebui să ținem cont. Că de la 1812, cum mai se spunea aici, la războiul Crimeei, la războiul de independență, la primul război mondial și la încheierile primului război mondial, nu mai vorbim de etape din acestea cu Cicerin sau cel din 1936 cu așa numitul eșec al lui Titulescu, care de fapt n-a fost un eșec, a fost un joc făcut de Litvinov pentru discreditarea lui Cicerin și a României. Sau dacă vorbim și ajungem la 1939 cu pactul secret pe care domnul profesor este în măsură să-l confirme și eu îl evidențiasem în lucrarea mea de doctorat, iar lucrarea după aceea a fost ținută nu din cauza editurii, că aici este o mare greșeală. Nu, domnule, ci că la editură erau niște oameni ca și noi. Ei voiau și pot să vă spun acum un lucru extraordinar. Că în 1988, o lucrare care fusese ținută 8 ani la editura științifică, nu din cauza editurii, ei voiau sărace să o publice, a fost chemat de directorul încă al editurii, domnul Măciuri, care mi-a spus, zice, domnule, am venit prin om, că îi dau drumul la carte. Și m-am uitat la dânsul și am spus, cum, domnule, îi dau drumul la carte? Și am spus, da. Păi zic, chiar nu știți despre ce-i vorba, pentru că mi-era jenă pentru dânsul sau pentru situația dânsului. Și am spus, ba da, știu, dar eu de mine sunt la pensie. E unica șansă. Vreau să vă spun că acea lucrare, foarte curios, sau nu, necurios, a trezit trei reacții de la cel mai înalt nivel sovietic. Și pot să te întreb de ce oare? Cum s-a mai spus aici și de către domnul prim-ministru. Este în discuție problema Basarabiei? Eu cred că ar fi greșit să ne oprim doar la o astfel de abordare. Eu cred că problema României nu se poate desprinde de problema Basarabiei, așa cum problema Basarabiei nu se poate desprinde de problema României. Acum se pune problema cum le rezolvăm, iar dacă ne uităm la lucrările acestea două, putem să vedem că ele au un substrat. Eu chiar mi-am permis să-l întreb pe domnul președinte Putin. Și a spus, domnule, oare România este și a rămas în continuare în prevederile înțelegerilor de după 1878, care au fost relative la Georgia? Și nu numai la Georgia. Mai vorbim ceva, și anume, vorbim și asociem cu Polonia. Păi hai să fim odată până la capăt corect cu noi înșine. Ce-au câștigat polonezii? Că s-au bătut. Pentru că până la urmă n-a fost numai problema relației dintre Polonia și Rusia.
ce-au câștigat polonezii, că sunt la al doilea război mondial stat învingător. Tot teritoriul care a fost și a intrat în înțelegerea dintre Stalin și Hitler se afla sau s-a aflat după aceea în componența Uniunii Sovietice. Și atunci se pune problema. Despre ce este vorba cu teritoriul dintre Prus și Nistru? Categoric. Au avut o șansă extraordinară în 1939. Șansa aceea în 1940, după 1939, șansa aceea după, în 1940 s-a chemat în parte germană. Pentru că, dacă vă amintiți și sunt sigur că oamenii de aici și amintesc, în noiembrie 1940, când Molotov s-a dus la Hitler, în Germania, ca să discute intrarea Rusiei, Uniunii Sovietice, în noua alianță, atunci Moscova a forțat insulele de pe Dunăre și a mai ocupat o parte din teritoriul care n-a fost inclus niciodată într-un document, dar care s-a făcut și astăzi în Ucraina. Da. Atunci reacția violentă a Germaniei i-a făcut să se oprească. De ce spun asta? Pentru că cererile care au fost exprimate pe data de 16 august 1939 în discuțiile de la Moscova vizau inclusiv ieșirea armatelor sovietice pe Carpați și ocuparea gurilor Dunării. Deci, pot să zic că România a avut o șansă formidabilă și în 1940 și că până la urmă s-a petrecut așa, a fost un joc al istoriei, s-ar putea numi. Dar cert este, iarăși, că ar trebui să discutăm tot ceea ce este privitor sau tot ceea ce se referă la relațiile cu Basarabia sau ce spunem noi că este Basarabia, ținând cont de contextul general geostrategic care a fost foarte stabilit în linia lui Huntington și care a fost pronunțat foarte clar în 1989-1990. Eu sunt în măsură chiar și voi da asemenea în scrisuri să spun că acestea a fost înțelegerea. Iar înțelegerea viza concesiune în Transilvania, în partea maghiară și trecere la Ungaria, iar celălalt teritoriu care ar fi putut să fie ca acela care a fost impus prin dictatul de la Viena și partea cealaltă, să intre în cealaltă componentă de dezvoltare ce urma încheierii războiului rece, componenta estică. Și în viziunea aceasta era și varianta unirii Moldovei, Basarabiei, cu România. La ea, la o asemenea formulă, accesase inclusiv Budapesta. Și atunci, despre ce este vorba pe formă? Pentru că dacă ne uităm în jur și orice analiză facem, nu putem să ieșim din aceste încadramente. Dar, deocamdată, nu pot decât să salut aceste cărți și nu numai să le salut, să spun că e o șansă să ai de-a face și să fii beneficiarul activității unor astfel de oameni. Pentru că, până la un moment dat, sau de la, sau într-un anumit moment, sau perioadă, începe să mă aproape să nebunesc. Zic, cum doamne, nu mai sunt oameni care să vadă despre ce e vorba. Nu mai sunt oameni care să înțeleagă care sunt rosturile actuale și unde sunt jocurile și planurile acestor jocuri. Eu văd această lansare aici, la domnia voastră, în acest institut, ca un început. Chiar dacă acum nu avem tineri de noi, decât foarte puțin, sper că ei vor veni tot mai mulți. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Ian, pentru intervenția noastră. Am să-l rog pe domnul ambasador Bistreanu, care i-ai cunoscut foarte bine spațiul acesta, să spună. Mulțumesc!
Da, e cam greu după ce am ascultat opiniile antevorbitorilor, mai ales pe problema Moldovei, dar totuși atunci puntez vreo două lucruri. În primul rând, în legătură cu spațiul la care se referă cartea. 45-89. Deci nu vreau să mă refer la ce a fost. Basarabia Verde, el ca subiect, la 1812, continuu, de 6 ori pe tapet, ca parcă de 6 ori. Crimea, 78 și mai tard, pe documente istorice. Dar în cartea asta, mie mi-a plăcut că este o fel de cronologie a evenimentelor de după 45 și ce aș vrea să fac? Să apăr, în primul rând, poziția României în toată această perioadă. De ce? Pentru că n-aș zice că a fost o supușenie sau o trădare națională poziția primilor conducători ale României post-benice. De ce? Era totuși o ocupație sovietică, chiar din 45 comisariate de control nu făcuse absolut nimic în favoarea nici a României, nici a basarabenilor, pentru că aminte de intervențiile pe lângă Comisia Aliată și pe lângă reprezentantul american al Panavil, Halipa. Fără răspuns, nu că nu s-a pus, chiar nu s-a răspuns. Mai departe, Convenția de la Paris a consfințit clar de tot cu nu știu câte semnături acolo, cui aparține din acel moment Basarabia. Ca atare a fost destul de dificil pentru români și pentru conducerea română să mai facă ceva în acea perioadă. Dacă din 60 a început acea schimbare, în primul rând în manuale de istorie, cam mulți ce la masa aceasta am studiat cel puțin la clasa 8-9 pe roller și știm că am cum să scrie atunci. A fost totuși un pas înainte, la fel cum a fost un pas înainte, 64, este foarte bine prins în carte, în momentul vizitei în China, și poziția lui Marți, ca Mao Zedong, privind subiectul Basarabia. Este, și aici vreau să mă opresc, este practic prima poziție a unui oficial, a unui lider de stat în problema Basarabiei și a României. Cel puțin eu nu cunosc o altă parte. Indiferent de momentele în care România s-a aflat, indiferent de cine a fost la conducerea României, chiar și în timpul lui Ceaușescu și când era în grațiile multor capitale occidentale, toți au tăcut în ceea ce privește Basarabia. Nu neapărat că nu-i interesa subiectul. Deci era o menajare a altcuiva, a Rusiei. Și nu poate să iese din cap un singur lucru. Acea comisie interdepartamentală din SUA, care înainte de Teheran, chiar stipula proiectele post-benice, că dacă rușii vor insista să primească înapoi Basarabia, nu vom mai avea nicio obiecție, pentru că pentru noi nu prezintă nicio importanță strategică, pe când pentru Rusia prezintă. Asta spune tot. Și, ca să mergem până în 89, hai să ne uităm. În 89, Moldova și-a declarat independența când? În august. Când a fost recunoscută? Este uluitor, ironic. Prima oară a fost recunoscută, domnul Drug poate să-i confirme, pe 17 decembrie de Iață. Pardon. Domnul martie 92. Independența a fost același an, în afară de România, Georgia, și pe 17 decembrie ieri, nimeni nu a recunoscut independența Moldovei. Deși, vă aduceți aminte, a mers ministrul de externe
în Moldova, prin toate capitale, România a făcut demersuri prin toate capitale, toată lumea se uita la Moscova. Am mai văzut o idee interesantă care o remarc în carte. Când a zis Hrușciov pe ideea plebiscitului. Este uluitoare. Mai pusesc, nu era un om. Hrușciov. Seza veche de 24. Exact. Deci Hrușciov a avut o constanță în ce privește pozițiile. Așa. Și interesant că când s-a discutat în birou politic la București, așa e. Dar de unde a dus populația care a fost trimisă prin Kazahstan, prin Siberia și pe unde a mai fost. Cu cine făceai plebiscit? N-ai mai cu cine să-l faci. Asta era o problemă. De ce? Pentru că îmi aduc aminte un subiect. Eram la Moscova, în perioada aceea, la ambasadă, în anii 70 ceva, când, în sfârșit, după multe, multe chinuri, în 72, Moscova a acceptat să se deschidă un consulat general la Kiev. Bun, toate bune și frumoase. Dar acest consulat general nu avea circumscripție consulară și Moldova. Așa că moldovenii, în continuare, dacă aveau nevoie de arte și ceva, trebuiau să vină la Moscova. Traversau toată Ucraina ca să vină la Moscova. Eu salut această lucrare, este o contribuție realmente valoroasă. Pentru că eu sinteză toată la istoriografia pe subiectul Moldovei și cred că avem nevoie de asemenea lucrări mai mult și la fel și înțelegerea a fenomenelor, inclusiv al unor care au avut loc, domnul ministru Duc, care au avut loc și în Moldova. Deci, eu mai duc aminte, deci vorbeam dumneavoastră aici, o simplă paranteză. Vorbeam la Suceava și la Republica. De ce vorbeați? De ce vorbeați de Lucinschi? Nu mi-e grațiile mele. Dar mi-a luat aminte când a venit de la Moscova la Chișinău, cu câtă căldură l-a primit intelectualitatea moldoveană la Chișinău, în 92. Mă aduce tare, erați pe acolo. Și după aia mai fost și ales. Nu, dar știți, astea sunt ironiile sorții, de asta ați nu povestim. Păi și așa sunt trecem problematica concret legată de raporturile cu Uniunea Sovietică în perioada aceasta și am să-l rog pe domnul ambasador Nicolae Copesu, care a avut un rol foarte important în toate negocierile, mai ales pe problematica dezarmării. Pe despre treaba asta o să vorbească dânsul. Vă rog. Vă mulțumesc. Eu aș începe prin a vă supune atenției o sugestie. Problema tratată de domnul Constantin e atât de importantă, are o dimensiune atât de mare, încât merită o dezbatere distinctă, o dezbatere separată. Din luările de cuvânt aici, toate fiecare, având o semnificație aparte, punctând anumite aspecte extraordinar de interesante, fiecare poate să facă obiectul unei discuții mai ample. A venit colegul Pistreanu, care nu mi-a iertat niciodată că l-am trimis la Moscova. Este Ioane. Bun. Și a spus un lucru extraordinar, nu poți să-l legi. Perioada aceea de circa 6-7 luni, când nimeni din europeni, americani, nimeni nu se recunoască. Asta e o problemă extraordinar de importantă și care are o legătură, în opinia mea, cu ceea ce se întâmplă și în prezent. Eu nu cred. Aici, sigur, nu pot să compara cu domnul ministru Duc, care cunoaște atât de multe aspecte din sursă directă. Dar eu nu cred, încă o dată, că de pildă, dacă astăzi ar fi la ordinea zilei chestiunea unificării, da,
sau revenirii Republicii Moldova la România mamă, nu cred că am beneficiat, și mă întorc la acest moment punctat de colegul Bistreanu, ar fi foarte mulți entuziaști și ne-ar sprijini. Și în primul rând, sunt vecinii noștri care nu doresc după mine o asemenea mișcare, pentru că România s-ar apropia ca dimensiune, ca importanță, cum vezi, în toate punctele de vedere, mult mai mult de Polonia. Și acum suntem pe locul 2, dar atunci am fi și mai puternic, să spun așa, pe un loc 2 în Europa răsăriteană. Deci revin, stimate domnule director, la ideea de a iniția, poate în colaborare și cu o altă, poate cu o facultate, apropo de ce a spus domnul ministru Talpeș, ca să fie și tineri. De ce să nu fie studenți invitați ca să cunoască o serie de aspecte atât de importante și de arzătoare, în fond, în această chestiune. Pentru domnul Constantin, îmi permit să-i sugerez, am parcurs cuprinsul, nu pot să exprim mai multe opinii acum, dar e foarte, foarte edificator pentru modul în care a abordat dânsul problema. Dar să acorde o mai mare atenție stenogramelor, discuțiilor la nivel înalt. Și vă dau un singur exemplu. În 78, lucrurile nu s-au oprit la nivelul viceministrului de externe rus și la demersurile ambasadorului Drozdenko. A venit Gromyko și a fost o discuție tensionată cu Ceaușescu pe această temă și a insistat atât de mult încât atunci s-a dat indicații ca să nu se mai publice, cel puțin pentru o perioadă, materiale cu privire la Basarabia, să spun așa. Care a fost consecința? Vă dau un exemplu concret. Noi aveam dicționarul diplomatic. Trebuia să apară la editura politică. Mă sună Walter Roman, îmi spune. Să spun care e o consecință a discuțiilor. S-a interesat să facem, să legem, să publicăm și în dicționar nu mai putem să publicăm acea problemă sau acel aspect extrem de important al unirii Basarabiei cu România. Și nu, în dicționarul diplomatic nu figurează acest aspect. De aceea mă gândesc, stimate domnule doctor, că dacă veți acorda o atenție și mai mare aspectelor oficiale și pe parte și de altă acestor discuții, vor fi argumente suplimentare în susținerea diverselor puncte de vedere a noastră. Vă felicit! Îmi pare rău că n-am putut veni să intru posesia cărții mai repede. Și îmi spuneați că s-ar putea să fie o ediție a doua. Excelentă idee! Pentru că dacă ne aveți reflectat doar câteva din ideile expuse până acum aici, deja va fi un progres considerabil. Acum, referitor la cartea colegului nostru, domnul Buga. Eu am încercat o bucurie deosebită când mi-a spus în ultima discuție, am reușit, în fine, să obținem fonduri, adică aprobarea pentru publicare. Pentru că din discuțiile cu dânsul știam oarecum istoria, dificultățile pe care le-a întâmpinat apariția acestei cărți. Din punct de vedere financiar, sigur că am citit-o cu o plăcere deosebită și aș vrea să spun, domnule director, ce ați făcut dumneavoastră în cadrul Institutului, colaboratorii noastre, pe această relație
este ceva deosebit. Pentru că, cu domnul Dan Cătănuș, cu celelalte lucrurile, nu vreau să le evoc acum pe toate, cel puțin, până la un moment, ilustrează extraordinar de elocvent cum au evoluat relațiile, care au fost atitudinile celor două părți, cum s-au bătut liderii români pentru apărarea intereselor țării. Și poate un singur lucru mai lipsește ca să fie, spun așa, tabloul complet. Despre ce e vorba? Cu privire la China, s-au publicat 4 volume de documente. Deci toată relația e completă. Documente. Eu sunt partizanul documentelor, pentru că ele le spun extrem, extrem de multe lucruri. Cu privire la Statele Unite, am scos 3 volume intitulate 3 decenii de relații americane 55-85. N-am putut merge mai departe pentru că nu se pot obține documente de la arhivele naționale și nici de la Ministerul de Externe pe perioada 80 ani până la 90. Știu că aveți aceste volume, am mai adus 3 pentru bibliotecă pentru că sper să fie de folos. Lipsește componenta România-URSS în asemenea documente. Din perioada, tot 3 decenii, din 65 până în 90. Vă mărturisesc așa și domnul Buga, l-am prevenit că voi menționa acest lucru. Noi am discutat cu domnul Buga ideea aceasta a elaborării unei asemenea lucrări. A rămas, am și schițat în linie foarte, foarte mari provizorii, da, cam despre ce ar fi vorba, dar a rămas să vedem cum rezolvăm problema financiară. N-am rezolvat-o până acum, susținerea financiară. Dar dacă vom rezolva, eventual și cu o colaborare din partea institutului dumneavoastră, vă asigur că ar fi ceva cu totul deosebit. Acum, place să văd problemele pe care le abordează domnul Cuba, care e specificul volumului. Dacă cel precedent pe muchie de cuțit se referea la relații bilaterale, la aspecte importante ale relațiilor bilaterale, aici tratează probleme internaționale extraordinar de importante în care divergențele dintre România și URSS s-au manifestat din plin și domnul Buga reușește să schiseze un tablou foarte convingător, bazat, repet, pe documente. De la un cap la altul veți constata că sunt trimite la documentele de arhivă. Bine, dânsul are și o minuție specială în tot ceea ce a făcut până acum, ne-a demonstrat acest lucru și eu vreau să îi urez mult succes în elaborarea următoarei lucrări extrem de importante, care, așa cum am reținut de la domnia sa, se va referi la relațiile economice, poate tehnico-științifice, industriale și relațiile economice, care de asemenea va pune în evidență aspecte deosebit de importante. Ce să vă spun? Am pregătit mai multe notițe aici. Nu mă refer la el. Vreau doar să îl felicit în mod cu totul special pentru modul cum a tratat problema crizei rachetelor din anii sfârșitul 79 până în 84. Este absolut remarcabil. Și mai e ceva. La cunoștința mea, am impresia că e o premieră. Că nu am, în literatura românească, nu am întâlnit
tratată această problemă. Ea, de ce o sublinez în mod deosebit? Pentru că ea într-un fel, este de mare actualitate astăzi. Și în context îmi permit să, cu îngăduința dumneavoastră, nu vreau să o lungesc, să vă aduc ca supun atenției un aspect pe care, în mod sigur, nu-l cunoașteți. În negocierile sovieto-americane privind tratatul de neproliferare a armelor nucleare, problema cea mai spinoasă a fost aceea a definirii articolului 1, obligațiile statelor nucleare de a nu furniza celorlalți arme nucleare, etc. Nu se știa nimic despre ce era vorba în realitate. Sovieticii și mobilizau pe toți cei din PAC să pună accent pe opunerea la proiectele de creare a forțelor nucleare multilaterale, etc., etc. În realitate, s-a ajuns la o formulă, la un acord tacit între cele două mari puteri, care americanii au spus rușilor, la un moment dat, renunțăm la forțele nucleare multilaterale, uitați-le, Germania nu mai constituie probleme, sunt alte state care, din punctul nostru de vedere, trebuie avut în vedere, etc. Dar noi niciodată nu vom putea renunța la ideea de a discuta și a hotărî cu aliații problemele de apărare, inclusiv în domeniul nuclear. Și eu am dat rușilor lui Româncă un document cu 5 puncte. Nu vi le citesc pe toate, pentru că m-aș prelungi. În care punctul 1, punctul de referință, spune tratatul se ocupă, în special articolul 1, de ceea ce este interzis și nu de ceea ce e permis. Asta era premisa principală. Și de aici, între altele, dreptul SUA de a amplasa pe teritoriile statelor aliate în NATO arme nucleare. Nu intru, sunt chestiuni de finețe și nu pot să intru la mână. Așa se explică prezența bazelor nucleare americane în 5 țări. În Germania, în Belgia, în Olanda, în Turcia și 2 în Italia. Deci 6 baze, vreo 180 de arme, care nu sunt strategice. Acum, noi suntem parte a alianței. Când spun noi, spun statele din Est. Mergând, și mă refer numai la aspectele legale, nu intru zona politico-militară, pe această logică, asta ne duce la concluzia că dacă ar amplasa Statele Unite asemenea arme pe teritoriile din Est, ar fi în perfectă concordanță cu această înțelegere, repet, tacită. Niciodată, și mă refer în special, să ajung aici, spre final, apropo de sudul domnului Buga privind rachetele, niciodată în toată disputa respectivă, sovieticii nu au spus, nu aveți dreptul să amplasați. De ce? Pentru că au procedat și ei în mod similar. Și atunci, dacă mă înșel bine, sigur, sper că profesorul Larry Watts mă va ajuta și îmi va da date mai precise, dar, câte știu eu, atunci sovieticii au amplasat arme nucleare în Germania și în Germania și Cehoslovacia. S-au oprit aici. Sigur,
când citești toate stenograme, toate discursele, este uluitor faptul acesta. Am ținut în mod special să îl aduc atenției dumneavoastră, pentru că am considerat că e bine să vedem toate aceste aspecte și din alte unghiuri, mai ales din unghiurile acelea care sunt necunoscute și în legătură cu care s-a păstrat o tăcere deosebită. Cu acesta închei, domnule director, autorilor, vă felicit în mod cordial pentru tot ceea ce ați făcut și vă urez succes în continuarea acestor activități. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul ministru. Să rog pe domnul profesor universitar, doctor Constantin Plat. Vă mulțumesc. Eu am citit foarte atent și cu mare interes cartea domnului Buga, la care o să mă refer, a domnului Constantin, din păcate n-am avut timp să o parcurg. Și mi-am dat seama că o serie de lucruri pe care le cunoșteam atunci când ți-au petrecut ele, impresă, etc., etc., le uitasem. Dar în același timp mi-am dat seama că vorba aceea că suntem martorii sau participanți la istorie este umflată din punct de vedere al conținutului. Cele mai multe lucruri care se petrec în timp ce noi trăim, nu le știm. Și îndrăznesc să spun că citesc acum, la o vârstă înaintată, când sunt eliberat de activități didactice sau de altă natură, cărțile de istorie ale vremii. Din acest punct de vedere, dați-mi voie, întrucât n-am avut niciodată ocazia să o fac, să exprim o apreciere a unui român pentru lucrările domnului Lariu Oț, care sunt unice, îndrăznesc să spun, pentru înțelegerea României din acele vremi, nu a României izolate, că n-a fost niciodată izolată, ci a României în contextul est-vest și mai ales a României în contextul est. Am aflat foarte multe lucruri și același lucru pot să spun de cartea domnului Buga. O primă observație. Remarcați că disensiunile dintre România și URSS, reflectate în carte, privesc aproape toate domeniile relațiilor reciproce. Lipsesc relațiile economice, pe care am înțeles că le tratează într-un viitor volum, lipsesc relațiile militare, care înțeleg că sunt în preocuparea domnului Buga mai mult decât sunt aici, pentru că ele au avut ponderea lor și mai ales semnificația lor. Eu vă sugerez să vă gândiți ce ar fi însemnat. Noi nu facem istorie contrafactuală, dar nu putem să nu ne gândim la, dacă istoria ar fi fost altfel, ce ar fi însemnat pentru relația dintre superputerile vremii dacă România ar fi cedat presiunilor de integrare militară a Estului. Deci, am foarte bucuros că domnul Buga prezintă toate aceste aspecte într-un mod integrat. Faptul că îmbină criteriul istoric cu istoric cu criteriul tematic este un plus extraordinar de bun din punct de vedere lucrativ și pentru interpretarea faptelor. Pentru că, de pildă, în legătură cu Ceaușescu, acest criteriu permite să se vadă evoluția lui. De pildă, în problema Poloniei, etc., etc. Nu am timp să adâncesc acest aspect.
De ce toate aspectele relațiilor bilaterale dintre noi și URSS erau în disensiune? Pentru că era o poziție de principiu. Moscova întrurea coordonare, de fapt subordonare, a tuturor țărilor din blocul estic, față de politica sa, România vroia independență. De aceea această poziție se reflecta în toate, în toate domeniile. Nu putea să fie un domeniu uitat sau nu putea să fie un domeniu strict privilegiat. Toate intrau în conul disensiunilor bilaterale. Eu, ca om care a fost și diplomat, am citit cu foarte mare interes capitolul care se referă la stabilirea relațiilor diplomatice cu Germania. Cu 3 ani în urmă, cred, la Ministerul de Externe, în sala Gafencu, s-a lansat un volum elaborat de ambasadorul Ioan Neagel în legătură cu acest subiect. Ambasadorul Angel a condus efectiv, din punct de vedere practic al Ministerului de Externe, nu vorbesc de îndrumarea care o primea de la conducerea Ministerului, el a fost în echipa și a condus în anumite momente echipa care negocia cu vest germanii această problemă. Și atunci am spus că ceea ce realizează ambasadorul Angel este un studiu de caz. Acum, alături de studiul domnului ambasador Angel, pun studiul domnului Buga. Într-adevăr, aceste două studii luate la un loc reprezintă, din punct de vedere al cunoașterii istoriei relațiilor dintre România și Germania, un studiu de caz. Cu mențiunea că domnul Buga privește lucrurile nu la nivelul lucrativ al Ministerului de Externe, ci privește lucrurile mai ales din punct de vedere al politicii externe a României. Și asta aduce plusul de cunoaștere în acest domeniu. Nu pot să nu mai spun un lucru. Și apropo de discuțiile care s-au purtat aici în legătură cu cartea domnului dr. Constantin. Vedeți, problema Republicii Moldova, problema Basarabiei, este o problemă dureroasă pentru noi, toți românii. Și cine nu simte această durere, nu comentez mai departe cine ce este. Dar am avut impresia că discuțiile dumneavoastră care anvizajau cumva viitorul porneau numai de la trecut. După părerea mea, cunoașterea întregii problematici a Basarabiei, a Republicii Moldova, a relațiilor noastre cu ea, trebuie văzută din punct de vedere istoric. Mai ales pentru cunoașterea aspectelor pe care nu le avem la îndemână, mai ales pentru cunoașterea tinerei generații care poate va aduce soluția acestei probleme. Dar soluția acestei probleme nu putem să o căutăm în viitor, în trecut. Noi nu putem să examinăm și sunt de acord cu sugestia ambasadorului Iacobescu pentru o discuție pe această temă, chiar pornind de la lucrare. Dar nu putem să o privim din punct cu ochii ațintiți în trecut. Noi trebuie să abordăm această problemă într-un mod realist, în contextul României de astăzi și a Republicii Moldova de astăzi și mai ales în contextul european de astăzi, în contextul mondial de astăzi. Dacă rămânem la observațiile istorice, nu facem niciun pas înainte, decât în ce privește cunoașterea trecutului istoric, ceea ce este cu totul insuficient din acest punct de vedere. Cu totul insuficient. Eu
nu pot decât să salut apariția lucrării domnului Buga. Este o lucrare de referință în această problemă. E adevărat că ea se referă mereu la documente, dar în același timp cuprinde, în afară de documente, de referire la documente, analize proprii, foarte pertinente în multe cazuri. Și eu trebuie să vă spun, când am citit stenograma discuției dintre Ceaușescu și Glomco, imediat mi-am adus aminte de stenograma discuției dintre Ceaușescu și Kissinger. Sunt două documente, după părerea mea, emblematice, emblematice pentru relațiile României cu RSS, pentru relațiile României cu Statele Unite și pentru prezența României, așa cum a fost ea atunci, în contextul internațional. Închei prin următoarea remarcă. O carte își are destinul ei. De acum a trecut de la autor, a trecut în public. Eu sper că această carte a fost scoasă într-un număr mare de exemplare, care să fie în librării, care să fie în bibliotecile facultăților, care să ajungă în bibliotecile oamenilor, a celor interesați. Altfel, valoarea ei, impactul ei intelectual în viața noastră intelectuală este diminuat. Sper că sunt destule exemplare și ceea ce se face astăzi este doar un lucru. Eu apreciez institutul dumneavoastră ca unul din puținele locuri alături de Fundația Titulescu unde se poate discuta acest lucru. Dar această carte ar merita lansată în alte părți, în facultățile, în facultatea de istorie, în facultățile de drept, în facultățile cu profil politic. Și în cercuri largi trebuie să găsim modalități de a face popularizare cărților noastre. Altfel, ele rămân cu impact limitat. Vă mulțumesc! Profesor, știți, tirajele, astăzi noi suntem bucuroși că avem și tirajul ăsta de 500 de exemplare, așa că asta este. Dar mulțumesc foarte mult, am să rog pe, permis, un colegul și prietenul, publicistul Corneliu Vlad. Vreau să vă spun că sunt stânjenit, sunt echipat de anturajul select în care trebuie să vorbesc. Sunt aici protagoniștii istoriei, aceste istorii care, așa cum spunea profesorul Constantin Vlad, pe care am trăit-o cu toți, dar abia acum încep să-și dezvolve secretele. De ce sunt aceste două cărți importante? În primul rând că ele mie atestă o mai veche remarcă, faptul că dacă Rusia nu e deloc privilegiată în România prin ceva, există totuși excepție. Specialiștii în relații româno-ruse și în politica rusească, și nu mă refer la politologii, așa, ci la istoricii care se ocupă de istoria recentă, aici avem într-adevăr o garnitură și o bibliotecă foarte impunătoare și foarte serioasă. Și aceste cărți, două cărți, cum spuneam, atestă acest lucru. Cartea domnului Ioan Constantin, pentru mine, mi-a dat senzația unui fluviu subteran care merge chiar în lucru în momentele cele mai cumplite, mai departe către un viitor pe care noi îl vrem fericit în ce privește destinul acestei părți de est a Moldovei. Vedem că chiar în perioadele cele mai grele, când România era ocupată de armata sovietică și când aveam consilieri peste tot și dominația Moscovei Roșii era absolut sufocantă,
vedem că și atunci existau posibilități prin care ideea aceasta că Basarabia e România, pe care o vedem acum peste tot, pe Chiu, Dâmbovițe, în locurile cele mai ciudate din România și mai greu accesibile, așa, vedem că ideea asta de Basarabia e România a mers și în anii 50 și în anii 60 în fel și tip. De la serviciile secrete care își făceau treaba lor, deși eram țară comunistă și din tratatul de la Varșovia, și până la aluziile diversilor scriitori, la micile întorsături de fraze mai meșteșugite care apăreau în cărțile de istorie, că tot timpul a fost menținut treaza acest interes ca o flăcăruie așa, în conștiința mentală colectivă al poporului nostru. Cartea domnului Buga are și un merit extraordinar, ca și celelalte cărți de dinainte, arată faptul că confruntarea aceasta pașnică, politico-diplomatică, sovieto-română, nu a fost deloc o chestie de mascaradă, o chestie prin care să se demonstreze chipurile că în comunitatea țărilor socialiste există pluralitatea de opinii, relații democratice și așa mai departe. Și arată că, dimpotrivă, această confruntare a fost, așa plastic vorbind, pe viață și pe moarte, nimic simulat, și că discuțiile dintre liderii celor două țări nu erau discuții între niște activiști politici, ci niște discuții de un rafinament și de o maestrie diplomatică, politico-diplomatică extraordinară. Este și cartea anterioară a domnului Buga despre Vara fierbinte româno-sovietică, este și această carte și ele demonstrează cu asupra de măsură această confruntare care a fost într-adevăr un episod pasionant al războiului rece pe măsură ce o aflăm mai așa. Și aici vreau să fac o paranteză, profit de faptul că domnul Larry Watts este aici. Și eu îl înlănstru pe domnul Larry Watts într-o galerie, zic eu, totuși și cu tot onorantă, care începe cu Jules Michelet, marele prieten al românilor, care continuă cu Karl Marx, de care ne-am folosit foarte bine de însemnările lui, așa, despre români, în momente grele. Noi le-am folosit, da. Am mers cu marxismul în fața Moscovei și, cum să spun, am fost foarte bine blindat și ideologic. Iar domnul Larry Watts ne învață următorul lucru, nu pe noi, pe toți cei din realitatea contemporană care vor să știe pe ce lume trăim. Că, într-adevăr, relațiile româno-sovietice nu au fost deloc o confruntare simulată și cum demonstrează acest lucru? Mai convingător decât dați-mă să spună cât orice istorie română. În primul rând că este istoric american, în al doilea rând că nu folosește surse românești, folosește surse sovietice, rusești și occidentale. Deci nimeni nu poate să spună că e vorba despre o interpretare contrafăcută, făcută pe niște lucruri, pe niște surse îndoielnice. Din cauza aceasta, așteptăm cu toții cu nerăbdare următoarele cărți ale istoricului Larry Watts. Ce vreau să mai spun? În legătură cu relațiile româno-ruse. Am fost cu toții foarte jigniți de faptul că diversi oficiali de la Moscova spun, Doamne, noi nu discutăm cu România despre scutul de la DVSL. România habar n-are ce acolo, nu știe nici ce. Nici ce culoare are preșul de în fața bazei. Bun, zic eu. E corect. Atunci, lăsăm această problemă să o discute rușii cu americani și noi vorbim cu rușii de problemele bilaterale româno-ruse. Iar ca să ne fie și mai ușor, putem să lăsăm deoparte problema Basarabiei, care, din fericire, așa cum am văzut și de aici, se pare că merge către, cum spuneam, ca un fluviu subteran acolo unde trebuie să meargă. Așa, problema tezaurului văd că e din ce în ce mai sulfuroasă, să o lăsăm și pe asta să se limpezească, dar există suficiente probleme pe care să le putem să le discutăm
Nu vreau să spun cu pragmatism, pentru că oamenii noștri politici de stat de câte ori se înfundă în problematica româno-rusă, ce abordăm relațiile româno-ruse într-o manieră pragmatică. Prin această formulă de manieră pragmatică își dovedesc incompetența și irresponsabilitatea și inactivitatea în acest domeniu. Într-adevăr, trăim un moment de mare isterizare în relațiile internaționale. Dacă războiul rece era rece, pacea asta tensionată este absolut fierbinte și este o, efectiv o paranoia. Chiar aseară vedeam un titlu, nu știu ce, că cum să spun, titluri de ziare nu mai văd, dar titluri de site-uri sunt destul. Spune așa, este ceva pe ideea că este curios că președintele Iohannis îndeamnă să nu izolăm Rusia. În primul rând, n-ar fi deloc curios dacă președintele Iohannis ar zice așa ceva. În al doilea rând, e o bogomânie să zici izolăm Rusia. Mai zic unii, hai să izolăm Rusia și China. Întâmplător sau nu, Rusia este țara care are cei mai mulți vecini de frontieră din lume. Cum dracu să izolezi o asemenea țară? Cum să izolezi Rusia și China când împreună au mai mult de jumătate din populație? Nu chiar jumătate din populația lumii, dar oricum. Deci iată în ce, alături de această isterizare care merge atunci când se vorbește despre Rusia, este vorba și de asemenea inepții, de asemenea gogomânii care sunt, vin cu picătura, sunt turnate mereu și până la urmă, dacă le auzi mereu, te obișnuiești cu ideea. Și mai fac o singură remarcă. Apropo de relațiile româno-ruse și de reprezentarea care este impusă publicului românesc. Care sunt cei doi români cei mai vestiți la ora asta din lume? Cosmonautul Prunariu, care e erou al Uniunii Sovietice și erou al României, singurul, probabil, nu, cred că și Ceaușescu a fost. Da, singurul în viu. Așa? Și Eugen Doga, care e artist al poporului și la Moscova și la București. Acești doi români care sunt niște simboluri ale relațiilor româno-ruse și care sunt cei mai vestiți români la ora asta pe glob, sunt și cei mai ignorați în România. Eugen Doga îmi spunea câțiva ani de zile, când a reușit în sfârșit să facă un concert pe sala Ateneului, că de mult își vrea să evolueze pe o scenă românească și în sfârșit, prin niște multe artificii, a reușit, a scăpat și și-a ținut aproape până efracție acest concert la Ateneu. E posibil așa ceva. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și a fost foarte scurt autor. Doamnelor și domnilor, sunt destul de emoționat pentru că ați venit într-un număr atât de mare la această reuniune, la o dezbatere, ocazionată de lansarea cărților noastre. Eu mi-am propus încă din 90 să lucrez în cadrul unui program, cumva, pe tema Basarabiei, ideea că acoperim un gol care se resimțea de mult în istoriografia românească. Având posibilitatea, cumva, să cunosc ceva mai devreme unele lucruri referitoare la această tematică. În urmă cu 22 de ani am publicat o carte, Basarabia sub ocupație sovietică, de la Stalin la Gorbaciov. Domnul Drucu își amintește foarte bine la acea lansare la sala Thales. Era una din primele lucruri pe tema Basarabiei. Ulterior, împreună am stabilit contacte foarte strânse de colaborare eficiente cu colegii de la Chișinău. Am elaborat în cadrul unei galerii de portrete, de biografii, privind mari artizanii Unirii pe spațiu basarabean, monografii referitoare la Pantelimon Halipa, la Ioan Pelivan, la German Pântea, la Onisifor Ghibu Transilvăneanu, care de fapt a avut un rol extraordinar la unirea Basarabiei cu patria mamă în 1918.
Și sunt câteva momente, sunt numai câteva, să spunem, motive pentru care m-au determinat să reiau ideile din prima carte. Unele au fost apariția unor volume de documente extrem de interesante în circuitul public, atât în țară, la Arhivele Naționale, la CNSAS. Apoi au fost documentele extrem de valoroase publicate de colegii de la Chișinău, Cojocaru și Soții Negru, care confirmau și veneau cu un fel de feedback în întâmpinarea și în interpretarea documentelor ce le dețineam aici în țară, referitoare la politica României în chestiunea Basarabiei. Și contrar a ceea ce se spunea că regimul niciodată a fost dezinteresat de aceste chestiuni, am putut constata că sunt argumente extraordinare care relevă contrarul. Au mai fost câteva motive, a fost apariția monumentalelor lucrări ale domnului dr. Larry Watts, începând de acum 4 ani, care m-au determinat să reiau cumva cu toată hotărârea acest demers. În urmă cu 2 ani am fost la o conferință la Cracovia, în Polonia. Eu am lucrat și în Polonia vreo 5 ani și mă rog, cunosc destul de bine limba polonă, pe care am sosit-o în Polonă acolo, la Institutul Memoriei Naționale, Institutul Amir Narodovei, unde deci este un fel de CNSAS al polonezilor, unde s-a discutat exact chestiunea relațiilor de colaborare dintre serviciile de securitate din țările foste comuniste și KGB. Și atunci toată lumea, deci comunitatea academică prezentă acolo, inclusiv din Statele Unite, din Canada, din Marea Britanie, din Franța, din America Latină, erau de peste tot. Au fost extrem de receptiv la ideea pe care am prezentat-o, în sensul că a existat realmente un război secret între serviciile secrete din România și comunitatea informativă a statelor din patul de la Varșovia. Și atunci, interesul pe care l-au arătat acolo acești cercetători din toată lumea pentru această temă, plus documentele apărute ulterior, m-au determinat să reiau această temă, să o dezvolt în cadrul unei sinteze pe care aș vrea să o reedităm până în 2018 cu ocazia întâmpinării Marelui Centenar al Unirii din 1918. Eu sunt acum cuprins și în programul pe care îl coordonează domnul profesor Scurtu în cadrul Academiei Oamenilor de Știință, privind elaborarea unor biografii, monografii despre artizanii Marii Uniri. Și sigur, după o monografie cu regele Ferdinand, după una cu Nicolae Iorga, urmează și asta este o onoare deosebită și voi acționa, voi lucra cu toată hotărârea pentru finalizarea acestor lucrări, unele cu mari corifei ai Basarabiei. Și mă bucur foarte mult că aici sunt în sală și descendenți ai membrilor din sfatul țării, din familia Belivan, de familia Halipa, care mi-au dat tot concursul în această chestiune. Urmează, sigur, monografii despre Nafarul de Halipa, despre Ion Pelivan, despre Constantin Stere, despre Bonisi Forghibu, despre Anton Crihan, despre Vasile Struescu, personalități care, ale căror, să spun așa, figuri luminoase, sunt aproape necunoscute în țară. Este o lipsă în istoriografie care cumva trebuie să fie acoperită. În ideea mea, și vreau să conchid cu asta, să închei, trebuie să menținem vorba lui Halipa focul viu în această chestiune și să încheiem onorabil și într-un mod cuvenit, cât mai corespunzător cu lucrările care ne-am propus până în 2018. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Mulțumesc foarte mult, dacă îmi permite, domnul Bucur, și câteva minute, numai să explic ce m-a determinat să scriu acest volum, așa cum am făcut-o și în cazul volumului precedent, de multe de cuțit, e o datorie de conștiință. Am lucrat 23 de ani la fosta secție a Partidului Central, relații externe a Partidului Central al Partidului, în această problematică și s-a gândit că e bine, atât cât mai suntem în viață, să scriem despre această perioadă. E o perioadă care, să spunem așa, uneori e trecută sub tăcere, mă refer la perioada pe care o tratez eu, 65-89, alteori criticată,
am zis că este obligatoriu. E vorba de istoria noastră, să o prezentăm așa cum a fost, cu plusuri și minusuri. N-aș vrea să se înțeleagă că relațiile româno-sovietice au fost o confruntare perpetuă. Au fost confruntări, mie mi-a făcut plăcere să asist la multe din aceste confruntări, pentru că se opera cu argumente logice și, în final, chiar dacă nu totdeauna partea sovietică reușea să convingă partea română sau partea română să convingă partea sovietică, se apropiau totuși de în anumite înțelegeri. Dacă ar fi să fac așa o evaluare, în toată această perioadă, partea română a avut dreptate. Dacă urmărim toate soluțiile găsite la problemele pe care le-am prezentat în volum. Aș zice că noi am greșit în o singură privință, și aici e vorba de fostul conducător al acestei țări, în cazul Poloniei din august 89. Profit de faptul că în sală este domnul Erioaț, îi mulțumesc foarte mult, pentru că dânsul mi-a semnalat un document care confirmă ceea ce spun și eu. Și mă bucur că și dânsul este de acord. Ceaușescu a picat de la principiul pe care l-a promovat permanent al neamestecului în treburile interne ale altui stat. Dar, în cazul de față, n-a fost vorba, așa cum se spune și în istoriografia din Statele Unite ale Americii, dar și, din păcate, și la noi, și aș socoti că asta e numai o dovadă a faptului că persoanele respective n-au informațiile corespunzătoare, Ceaușescu n-a cerut o intervenție militară în Polonia în august 89. Eu am participat la convorbirea dintre fostul conducător și ambasadorul sovietic, sigur, memoria îți joacă uneori feste și e mai bine să vezi documentul, datorită domnului Lerioaț. Am văzut telegrama trimisă de Teajonicov la Moscova și îl informez în premieră pe dânsul. Avem acum o dovadă, avem și jurnalul lui Teajonicov după această întâlnire din 19 august 89, în care cine vrea să citească și cu bună credință și să interpreteze cu bună credință își dă seama că n-a fost vorba de un apel la intervenție armată. Dacă ar mai fi să vorbesc, să spunem, despre această perioadă, au fost și momente când noi, asta e părerea mea, am exagerat, am în vedere în abordarea unor probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Atât în cazul Budapestei, pe care foarte mulți îl cunoașteți, în 68 februarie, cât și în iunie 69, când a început reuniunea Partidelor Comuniste de la Moscova. Atunci Ceaușescu a fost nevoit să bată în retragere. În rest, n-aș avea ce să reproșez acestei politici externe. Aș evidenția, pentru că sunt aici și persoane care au lucrat în vremea respectivă, să evidențiez profesionalismul diplomaților români, care nu preluau numai indicațiile. Indicațiile veneau de unde veneau și cred eu că nu erau rele, dar experiența acestor diplomați le-a permis să adauge argumente în plus, în a-i convinge pe interlocutori de justiția poziției românești. Astea au fost câteva sublinieri pe care am dorit să le spun și sigur n-aș putea încheia să nu-i mulțumesc domnului director Radu Ciuceanu pentru sprijinul pe care l-a acordat apariția acestui volum. A apărut în Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Colegilor mei care m-au sprijinit și care au realizat coperta, domnul Beldiman, doamna Garulescu și, în ultimul rând, aș dori să subliniez, sprijinul pe care un tânăr cercetător, pentru mine a fost, cum să spun eu, reperul. A
a trebuit să mă raportez la tânăra generație, redactorului de carte, Dan Cătănuș, care, pe care l-am rugat să facă observații cu ochii tânărului de astăzi la toate problemele pe care le-am abordat. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut. Acum am zis că lăsăm puțin timp, dacă, din, cum să spun eu, obligația moderatorului să, dacă mai dorește cineva să îi intervină, poftiți, tot așa, însă noi am zis, totdeauna ținem aceste ședințe pe parcursul a două ori, este motivul pentru care e greu. Mulțumesc pentru acordarea de cuvânt și trebuie să încep prin a felicita pe cei doi autori pentru rotnicele fructe pe care le-au pus la dispoziția noastră de astăzi. Mărturisesc că am citit cu atenție și cunosc bine cartea domnului Ion Constantin, pe care de altfel am și prezentat-o în revista culturală a județului Argeș, în Săgetătorul. I-am adus domnului profesor Ion Constantin revista cu prezentările, a domnului profesor Vasile Fuga. De-abia am avut timp să o răsfoiesc. În ceea ce privește lucrarea domnului profesor Ion Constantin, aici trebuie făcută o remarcă deosebită, și anume aceea că în toată discuția internațională care a avut loc în perioada interbelică în legătură cu Basarabia, nu s-a ținut seama de relațiile sovieto-japoneze și de problema Basarabiei. Tratatul de la Paris, care ar fi dus la recunoașterea pe plan internațional a unirii Basarabiei cu România, nu putea să fie recunoscut decât dacă exista și semnătura Japoniei. Ori aici a fost abilitatea extraordinară a diplomației sovietice de a fi știut să-i cumpere pe japonezi și aceștia să fi amânat semnarea tratatului de pace. Ca urmare, niciodată nu a fost recunoscută pe plan internațional unirea Basarabiei cu România. Este cartea lui Bruce Elliman, publicată în anul 1997. O citează, de fapt, domnul Ion Constantin, citează studiul meu, nu cartea lui Bruce Elliman, asupra acestei situații. Este o situație foarte clară. Titulescu nu a cunoscut acest tratat cu caracter secret. Și tocmai de aceea a putut să fie pe o altă poziție în timpul tratativelor din 1936 și să creadă că a putut să vorbească de o unire, o recunoaștere a Unirii Basarabiei cu România. Este o chestie foarte clară. Este o chestiune clară de drept internațional care trebuie accentuate. În ceea ce privește problema anexării unui teritoriu, aici trebuie să îndeplinite două condiții pe care le-a arătat, dacă după mine, trebuie să accentuate de autor. Și anume, problema populației, adică să fie o populație majoritară a solicitantului. Ori niciodată rușii nu au fost majoritari în Basarabia, în Republica Socialistă Sovietică Moldovenă. În ceea ce privește populația,
în ultimul timp a scăzut îngrijorător. A ajuns cam la 2.300.000 de locuitori, Basarabia plus Transnistria. În Transnistria mai sunt din acești 2.300.000, circa 350.000. Plecarea este în continuare a populației din Basarabia, deoarece, deci nu este o scădere datorită unui spor natural negativ, ci a unei plecări a populației datorită sărăciei din zonă. În ceea ce privește pe ruși, ei reprezintă cam 5-6% dacă sunt rusofoni, cu multă bunăvoință puteți ajunge la 20%. Eu vă spun asta ca demograf, o lucrare de demografie istorică premiată de Academie în 2005 ca unicat pe plan universal. Vă spun, nu au șanse de a merge într-un progres cei care merg pe linie de rusificare în acest sens. Nu merge. Să îndreaptă oamenii către Moscova, deoarece acolo găsesc o plată mai bună. Dar nu că ar fi atrași din altă considerare. Al doilea criteriu este criteriu istoric, care poate să atragă prin trecut ceea ce a făcut domnul profesor Ion Constantin, să demonstreze o legătură cu Rusia. Este o legătură cu România. Cea mai bună lucrare rămâne totuși a lui Lazarev, dar mă întreb cum poate acest fost ministru al culturii să semneze o lucrare care are 38 de surse de informare în 38 de limbi. Știa Lazarev 38 de limbi? El vorbea prost românește și rusește. Și de aici până la 38 mai este. Deci, din acest punct de vedere, nu se justifică în niciun fel unirea, sau mai bine zis, anexarea Basarabiei de către Rusia. Este o chestiune care este forțată din punctul de vedere al marilor puteri. În ceea ce privește bipolarismul, sigur că, plecând de la Alexis de Tocqueville, de la 1836, când a apărut lucrarea lui, până astăzi, Rusia merge pe aceeași linie a bipolarismului. Nu se gândește el, rusul de la Kremlin, în niciun caz, la o chestiune de multipolaritate în cadrul discuțiilor diplomatice a tratatelor de pace. Deci vorba. Aici există un Faustus Recht foarte clar. Cine este mai tare își impune punctul de vedere. Și da. Vreți Basarabia? Veniți și luați-o. Ăsta e cum puteți vedea. Vă mulțumesc. Rog pe domnul director Radu Ciucean, poveți. Domnule domnul, au trecut 26 și mi-a zice că timpul acesta nu a fost încărcat de o sumă de cunoștințe, de informații și chiar de directe reportaje de la izvor. Și cu bine și acesta îi mulțumesc domnului Bubla, nu numai pentru carte, evident că cele două cărți întreabă cu presupționatura direcțiunii, care vă imaginați cât de dur a fost, în afară de câteva virgule n-am putut găsi nimic care are acuzator. Însă mi-am pus o problemă, conexă, și care aproape că n-are nimic de a face cu ce s-a discutat acum. Dar undeva un scurt circuit. Am avut o deformație nemaipomenită. Am avut o securitate și un sistem informativ excepțional. Totuși, atât diplomația noastră, atât vestul acesta sinuos, adaptabil,
aș putea spune, chiar de remarcabil, a capotat. N-a fost în stare să evite, n-a fost în stare să-i spună cei care ați avut în mână sursele acestea, că ați avut în mână o realitate a schimbării, metamorfozii în rău a României, a Republicii Socialiste, nu? Am impresia, și impresia, am convingerea că totuși nu s-a mers la o devoalare, nu s-a mers la o adaptare și nu unei concepții, unui om sau unei perechi, nu, ci așa înseamnă capacitatea reflexivă a unui comitet central, a unui parlament, care nu chiar erau toți idioți, nu? Și ca tot ceea ce mai avea România, mai ales după ce, după 80, când știți foarte bine că toți șefii de promoție, 1, 2, 3, erau capacitați și dirijați spre folosul Republicii. Asta e prima întrebare care mi-a pus eu într-o istorie interrogativă. Faptul că mai strecor și alte întrebări, de, sunt istoric și sunt obligat. De ce Bismarck nu ne-a ajutat la Berlin? De ce Churchill, care face o declarație nemaipomenită, se spune în 40 că ne ia președinția, că ne ia conducerea, că nu va recunoaște niciun fel de schimbare? Mă rog, toate au fost în zadar. Sau mai bine zis, toate au fost pe măsura interesul unor sau altor. Sfârșitul nostru, și nu mă refer la sfârșitul celor doi, la sfârșitul celor 1166, cei care au fost recunoscuți victime ale așa zisei opoziții, reacții, eu știu, teroriști care nu aveau o prezență nici măcar biologică, sunt unul care, din păcate, am participat la evenimentele de joi și până marți, în 99. Iarăși aș pune în discuție momentul care a fost aici prezentat, când Reich al III-lea, în discuția pe care o are cu Molotov la Berlin, i se reproșează direct de ce a dat declarațiile acelea. Nu? Au fost care au supărat Kremlin. Iarăși, poate ar fi mai bine, poate ar fi, sunt chiar obligați să scoatem noi acest institut care de multe ori nu-și mai numără, să zic, edițiile anuale. Și se uită câteodată, au uimire și a satisfacție, când constată că poate volumul acestor camere este poate insuficient la cei care ar putea să vie. Și aveți dreptate când a spus cineva că aici ar fi trebuit să fie cel puțin jumătate studenți. Așa este. Că până la urmă, majoritatea suntem specialiști, majoritatea asimilăm repede aceste informații, le băgăm în aparate și fie că le ducem într-o arhivă, fie că le judecăm pe loc. Studenții habar nu. Și aici problema aceasta este atât de acută cât mă întreb dacă nu cumva generația noastră de să piară mai repede și să urmeze un fel de acum, un fel de ieșire din istorie și să vină alții care să vorbească mai vehement, să aibă alte posibilități de capacitare, de apropiere și, de ce nu, de exprimare. Istoria noastră, așa cum o știm, așa cum am trăit-o și acum, când anii se adună, te întrebi care sunt mai buni, care au fost mai răi, unde ai fost mai prezent, unde ai fost absent și să-ți faci imputări de-a cui protest, nu? Istoria aceasta care o citim din cele ce spun colegii noștri, fiecare acolo unde a fost. O trăiesc cei care au fost în mijlocul lucrurilor, dar care nu știu în ce măsură pot să găsească fie un condei,
fie cineva care să le ofere o publicitate. De asta suntem aici și încercăm și noi să ne facem un fel de mini-prezență, nu sunt datorie, fiindcă mi se pare chiar așa un termen, de, să zic, mai mult decât școlăresc, dar să fim prezenți. Și să răspundem, de exemplu, doamnei Zaharova, parcă așa o cheamă, cea care a spus că noi nu putem uita cine a fost la Stalingrad. Dar nu ne dați voie să avem și noi o replică în memorie? Dumneavoastră ce ați căutat? În 1812 ce ați căutat pe urmă când ați luat la Berlene județele din Sudul Basarabiei, nu? Și ce ați căutat pe 1940? Cine v-a adus? Ce drepturi istorice aveți dumneavoastră asupra unui teritoriu național și recunoscut? Sunt lucruri pe care urechea mea, care am trăit și intrarea în război, aceasta de 41, noaptea 21-23, și alții și alții care ne-am aruncat pe mă luptă, o generație întreagă, fiindcă, așa cum am spus-o cândva, la Parlament de război, nu au fost mai și mai cele două războaie pentru a doua, mai fost și al treilea război al rezistenței poporului român, care a fost o glumă. Nici prin număr, dar minte pe valoare. Pe ce-am pierdut. Doamne și domnilor, am promis domnului Buca că voi încheia când secundarul va arăta exact cel 120 minute. Eu vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să ne vedem cât mai mult și cu probleme la fel de importante în care nisipul plăjii acestea deschise să fie încins la fel ca astăzi. Vă mulțumesc! Permiteți mai un anunț pentru cei interesați.